Ucraina și-ar fi întrerupt contraofensiva pentru câteva zile pentru a-și regândi tactica. Pauzele operaționale sunt normale și nu înseamnă că forțele Kievului au renunțat, spun experții. Între timp, continuă chinul oamenilor din zonele devastate după distrugerea barajului din Herson. ONU acuză Rusia că îi blochează ajutorul umanitar. Pompierii s-au luptat cu incendiile care au izbucnit în mai multe locuri din orașul Herson după un nou bombardament nocturn al rușilor. Televiziunea publică ucraineană relatează că au fost lovite o benzinărie și un depozit. 10 autobuze și un excavator ale serviciilor de urgențe au fost mistuite de foc. În paralel, armata Kievului vine cu vești bune de pe front. Au mai recâștigat o localitate. Într-un clip video, mai mulți soldați cu un drapel ucrainean în mâini anunță eliberarea celui de-al 8-lea sat de când au pornit contraofensiva. Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько-штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту П'ятикарки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю. Слава Україні! Kievul susține că în ultimele două săptămâni a recuperat peste 110 km pătrați. І саме час подякувати усім нашим воїнам, тим, хто відзначився саме цього тижня. Таврійський напрямок найбільш жорсткий. Наші військові рухаються. Позиція за позицією, крок за кроком. Йдемо вперед. Виходи з піднятими руками, будеш жити! În următoarele 7 zile s-ar putea însă să nu mai vedem nicio ofensivă ucraineană. Potrivit Centrului de Informații al Forțelor Estone, ucrainenii ar fi suspendat temporar contraofensiva pentru a-și reevalua tactica, iar asta va dura aproximativ o săptămână. Între timp, în satele și orașele inundate din regiunea Herson, continuă eforturile de curățare, în timp ce bilanțul victimelor crește. ONU acuză Moscova că blochează ajutoarele în zonele aflate sub controlul său militar. Spune că până acum i-au fost refuzate solicitările de acces. Человек в мире никто не понесет наказание за эту за наши муки за эту страшную катастрофу. Человеческое безумие, которое должно быть наказано. Cele două țări se acuză reciproc că au aruncat barajul în aer, dar experții internaționali cred că cel mai probabil rușii au făcut-o. Rusia a avut mijloacele, motivul și ocazia de a-l distruge, scriu și jurnaliștii de la Associated Press. Pe baza noilor informații pe care le-a obținut, înainte dezastrului, o mașină încărcată cu explozibili a fost fotografiată deasupra structurii aflate sub control rusesc. Discutăm despre acest subiect cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu, mulțumesc tare mult pentru disponibilitate. Bună ziua, bună ziua, bună ziua tuturor! Domnule Cioroianu, aș vrea să vedem un pic dacă această blocare, această suspendare temporară a contraofensivei poate să aibă legătură și cu ceea ce se întâmplă în Herson acum, după distrugerea barajului? Da, este posibil. Primii cei care au observat această pauză operațională intervenită în contraofensiva ucraineană sunt acel institut pentru studierea războiului, care până acum a dat diagnostice destul de precise. Ei au vorbit despre această pauză operațională necesară pentru regândirea, probabil, continuării acestei contraofensive. Pe de altă parte, este limpede că acolo se joacă, cum să spun, confruntarea e pe mai multe planuri. Poate că unele lucruri din ceea ce vedem sunt reale, fără îndoială, altele sunt doar aparență. Nu știm în măsură certă dacă această contraofensivă a intrat într-o pauză operațională sau pur și simplu este recalibrarea efortului pe anumite direcții. După ce s-a început în 5 puncte, ceea ce a nedumerit pe mulți analiști. Deci suntem încă într-o fază incipientă a acestei contraofensive și acest lucru cred că trebuie să domine analizele noastre. Dar clar, pentru că acum nu putem să spunem nici dacă au slăbit, nici dacă au calculat prost inițial, nici dacă pur și simplu exact au niște indicii că ar trebui să se reorganizeze în altă direcție, nu? Da, asta este și părerea mea. E greu de spus că au calculat greșit de la bun început, dat fiind faptul că acest calcul a fost, cum să spun, a fost și în colaborare cu unii dintre partenerii strategice ai Ucrainei, una la mână, și în al doilea rând planificarea a fost făcută din vreme.
Eu n-aș tinde să cred că e vorba pur și simplu de o succesiune de greșeli, cât mai curând de un joc al aparentelor, cum spuneam, pentru că până în momentul de față ucrainenii s-au arătat foarte pricepuți în a-și camufla multe dintre acțiunile pe care le-au făcut, sau, mă rog, ai trimite pe ruși pe piste care s-au dovedit. Asta explică rezistența lor în ultimul an și jumătate. Da, așa este și aceasta poate fi o pistă de acest gen. V-aș întreba, 113 km pătrați eliberați în 2 săptămâni. Ce înseamnă? Da, nu e mult. Câte vreme noi nu știm direcția acestui contraofensive, nu e mult. Gândiți-vă că vorbim de un front cu mult mai extins, adică e vorba de un front de peste 1000 de kilometri, 1300 de kilometri, rușii. Pe mai rezervate estimări, rușii ar fi ocupat circa 16-17% din populația, din suprafața recunoscută și oficială a Ucrainei. Ori în comparație cu acești 17%, 130 de kilometri recuperați nu înseamnă extrem de mult. Numai că acest avans al ucrainenilor, de fapt, ne vorbește despre tendința ca atarea confruntării. Vedeți, a ajuns în situația paradoxală ca cei care au fost atacați acum să fie în contraofensivă, iar cei care au atacat acum un an jumate să fie cei care se apără acum destul de greu. Exact, s-au schimbat puțin rolurile și credeți, domnule Cioroianu, că această schimbare poate să aducă și multă tensiune în jurul lui Putin, spre exemplu, să fie elitele rusești, citeam chiar despre un abuz de alcool în ultima perioadă, de când cu stresul, cu contraofensiva, de când cu mandatul pe numele lui Putin, toate tensiunile acestea și clar acolo nu e ca și cum se înțeleg 100%. Nu, asta e ceea ce se vede. Ceea ce nu recunosc în schimb rușii este faptul că această campanie a fost ecioată practic de la bun început. După primele 4-5 zile ale campaniei, ale operațiunii militare speciale, cum se cheamă, rezultatele n-au fost cele așteptate. Asta evident că se transpune într-o sursă de tensiune la nivelul conducerii armatei, la nivelul conducerii politice a Rusiei. Cinstit este să recunoaștem că tensiunea este de ambele părți, dar cei care până în momentul de față au avut moralul sau dovedit a avea moralul mai bun au fost totuși ucrainenii. Simplu fapt că, repet, rezistența lor s-a concretizat într-o serie de acțiuni foarte curajoase și acum se află în ofensivă. Asta vorbește puțin despre moralul trupelor ucrainene, în timp ce toate veștile care vin dinspre partea rusă vorbește de un moral mai discutabil. Simplu fapt că mercenarii au jucat o bună parte din rolul principal al ultimelor luni și nu mă refer neapărat numai la trupele lui Prigojin, dar mercenarii plătiți sau cei eliberați din închisori. Asta nu cadrează cu moralul unei armate care este decisă să poarte un război victorios, scurt și decisiv. Nu s-a întâmplat așa și probabil că tensiunea care există la nivelul conducerii Rusiei se transpune inclusiv, de ce nu, prin consumul de alcool, până la urmă, în viața multora dintre noi, încordarea, încercăm să ne o tratăm prin diverse peluri, vodka este o băutură destul de populară în Rusia, de ce n-ar fi și la nivelul conducerii politice? Da, și vreau, domnule Cioroianu, să ne uităm un pic și la ce se întâmplă în China. Pentru prima oară în ultimii 5 ani, un președinte chinez s-a întâlnit cu un secretar american de stat. Xi Jinping a discutat cu Anthony Blinken, convorbire în timpul căreia liderul de la Beijing a anunțat că s-au făcut progrese în relația dintre cele două țări. Anterior însă, alți oficiali chinezi spuneau că relațiile sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 40 de ani. Nu există compromis în privința Taiwanului, Statele Unite și China trebuie să aleagă între cooperare și conflict, spuneau tot ei. Șeful diplomației americane a avut parte de o primire glacială acolo, nu a fost întâmpinat la aeroport de niciun oficial chinez, nici măcar un covor roșu nu a fost întins pentru el, în contextul în care vizita a fost amânată din cauza scandalului declanșat de baloanele de spionaj de pe teritoriul Statelor Unite. Bun, cum se merge mai departe cu această relație? Pentru că pare că ar merge spre bine, pare că ar merge spre prost, în egală măsură. Nu, e un pas pozitiv această vizită în care ambele părți știau ce va urma. Atât Anthony Blinken știa foarte clar
ce l-așteaptă. Pe de altă parte, sigur, evident, și diplomația chineză și conducerea politică din China știau care sunt subiectele, știau care sunt punctele în care se înțeleg, care sunt punctele în care nu se înțeleg, inclusiv Taiwanul, care e un subiect fierbinte atât pentru China cât și pentru Statele Unite, exact, la modul efectiv. Da. Evident, dar simplu fapt că această vizită a avut loc cu întârziere, într-adevăr, așa cum a spus ea, trebuia să aibă la începutul anului, dar povestea acelor baloane bizare i-a pus puțin în gardă pe americani, erau clar baloane de spionaj, dar simplu fapt că această vizită are loc contează foarte mult și atenție, acum este Antony Blinken cel care vizitează China și în viitor imediat apropiat premierul Indiei va vizita Statele Unite, deci e vorba de o acentuare a diplomației între aceste țări, între aceste trei țări importante și cred că Antony Blinken n-are nicio surpriză, simplu fapt că discută acolo e un lucru pozitiv atât pentru partea americană cât și pentru cea chineză. Un pas înainte. Mulțumesc tare mult, domnule Adrian Cioroianu, pentru această discuție.